Întrebarea este legitimă, dar cum este falsă? Rezolvarea este și legală, dar și are și izvor legal și o să vă spun imediat din legea 215 cum sunt atribuțiile primarului stabilite. Primul, dacă mă întrebați, chiar așa ar fi frumos să fie. Știți de ce? Pentru că asta înseamnă într-o democrație o cenzură reciprocă, da? De ce trebuie să avem totul de aceeași culoare politică? Ce se întâmplă și ce vedem la nivel central? Anume că toți spun același lucru. De ce? Pentru că și Parlamentul și Guvernul, da? Practic, sunt sub umbrela aceluiași partid. Și eu spun că pentru societatea civilă, pentru țară în general, pentru comunitatea noastră, nu este un lucru tocmai potrivit. Tocmai aceste contrarii sunt apte, până la urmă, pe comunicare, să rezolve anumite probleme, tocmai pentru că, iată, în Craiova nu ai și n-ai avut de-a lungul timpului o opoziție foarte clară. Tocmai un primar altfel, un primar independent, ar putea, pe chestiuni clare, să aibă succes. Doi, nu cred eu că un consilier sau consilier local, indiferent la ce partid sunt ei, nu vor vota proiecte care sunt benefice orașului. Pentru că ține iar de transparență. Ține de tine. Dacă tu, primar, nu te întâlnești săptămânal cu presa și măcar la 2-3 săptămâni cu societatea civilă sau la 2-3 săptămâni cu Consiliul acela economic consultativ, dar normal că lumea nu are de unde să știe ceea ce tu vrei și nu-i pui puțin în offside pe ceilalți. Cu alte cuvinte, și negura de acum în offside. Pentru că e o chestiune care mi-a pus o de ani de zile. Să identifici până la urmă, ține de comunicare. Dar nu că la o anumită încercare de a fi împotriva celălalt. Deci, cu alte cuvinte, pe comunicare poți, poți să arăți niște proiecte bune, până la urmă problemele craiovenilor sunt probleme, cum am spus-o de multe ori, fără culoare politică, ci sunt reale. Cred că dacă mâine va trebui să mă întrezesc de tramvai, nu cred că e o problemă. Nu cred că cineva se supără sau 10 autobuze sau trebuie să le asfaltăm niște străzi. Sunt chestiuni simple de administrație unde sunt pe niște proiecte și niște programe care, repet, indiferent ce și-ar dori unii sau ceilalți, vor specula doar mediatică, este rolul, contribuția. Dar legea 215 definește foarte clar atribuțiile primarului. El este ordonatorul principal de credite. El este cel care propune bugetul de venituri și cheltuieli. El este cel care propune ca atare pe termen lung, inclusiv ipotecarea și investițiile și toate celelalte. Deci orice proiecție, orice expunere patrimonială din această perspectivă se fac la propunerea primarului. Deci primarul are prin legea 215 atribuții foarte clare. Nu poate să fie niciun fel ocolit de Consiliu. Iar din punct de vedere faptic, repet, și de multe ori am spus-o, a spus cumva consilier prin oraș și spun, eu sunt consilierul de la partid, vreau să rezolv problema. Nu. Primarul, așa ar trebui să fie, sau așa am văzut în alte orașe civilizate și prin țară și prin România, primarul este figura centrală, pentru că și legea reglementează cu demnitate și funcție distinctă și cu atribuții distincte. Deci sunt separați, atribuții separate, trebuie să coabiteze. Chestiunea asta cred că e specifică oricărei organizații, fie de stat, fie private, anume să existe diferențe de structurare.